A pierdut un pic startul, dar astăzi vreau să vă arăt turul garajului meu, modest aș putea să spun, și ce mașină am în garaj în momentul de față și pe lângă asta și ce biciclete am. Pentru că mi-au scris mulți, domnule, dar prezintă bicicleta aia, vorbește un pic despre ea. Da, știu, trebuie unț neapărat, trebuie să-i dau un VD40 aici, dar n-am apucat. Da, e un garaj la care am muncit foarte mult, sincer, și îmi place enorm de mult cum a ieșit. Suntem la Casa Pablo, încă nu suntem la Casa Ari, aici este Casa Pablo și acesta este garajul meu. Este un garaj de vreo 42 sau 48 de metri, cred, nu mai știu cât are exact, pe acolo. Un garaj pentru două mașini în interior și două mașini, sau chiar trei dacă te chinui un pic, în fața garajului, pentru că am avut această problemă. Strada fiind destul de îngustă, de 7 metri sau 7 jumate, nu mai știu cât are exact, cred că pe acolo, ai problema că în situația în care vecinul, spre exemplu, parchează aici în poartă, tu nu prea mai ai unde să mai parchezi, atâta timp cât ai, să zic, latura, deschiderea destul de mică. Dar la noi nu s-a pus problema pentru că am luat treaba asta în calcul de la bun început. Mi-am dorit de când am construit casa să am un garaj și momentul în care practic am achiziționat celălalt teren, pentru că normal aveam doar 500 de metri și nu aveam suprafață suficientă astfel încât să fac și garaj, am zis neapărat trebuie să am un garaj. Așa că hai să vă spun câteva detalii despre el în cazul în care vreți să vedeți cum l-am făcut până acum și cum a fost făcut și gândit garajul ăsta și platforma, pentru că și pe asta am făcut-o tot eu de unul singur. Puteți să vedeți video în seria din Casa Pablo. Vă reamintesc totuși că avem o singură regulă în seria asta nouă, în care practic construim o casă în regie proprie sub 100.000 de euro. Stai un pic, am obosit. Sau cel puțin așa plănuiesc, mai exact. Nu oprim recul timp de 20 de minute în care abordăm diverse subiecte tâmpite sau, din punctul meu de vedere, subiecte destul de interesante. Și subiectul de astăzi este turul garajului meu modest, în care am două mașini, una care este în momentul de față disponibilă la vânzare Tesla. O să discutăm câteva detalii și despre ea și despre cum am modificat-o, dar în mare parte o să ne axăm pe noul meu BMW seria 4, care tocmai aici a fost terminat, a fost modificat complet și arată demențial, de la kitul de fibră de carbon, la culoarea exterioară, la volanul nou pe care l-am pus pe mașina asta, pentru că volanul vechi arăta cam așa. Ăsta e volanul vechi, da? Uitați-vă bine la el, pentru că în curând o să vă arăt și volanul nou, da? Deci fiți atenți. Și așa arată volanul nou. Acesta este volanul nou. E cu totul altceva. Arată mult mai fresh, mult mai bine, este mult mai se simte mult mai bine în mână. Dar pe lângă asta vreau să discutăm un pic și despre Tesla asta, pentru că până la urmă și asta este o mașină extraordinar de frumoasă și mie unul mi-a plăcut foarte mult. Deci mi se pare că se conduce chiar mai bine decât BMW-ul, aș putea să spun, la modul că nu se clatină pe curbe, pentru că am jantele astea pe 20, hai să o scoatem și de la încărcat, pentru că da, se poate încărca la priza de acasă. Noi avem stația de la Tesla montată aici, împreună cu invertorul, care alimentează practic mașina în momentul în care avem soare pe cer, din panourile fotovoltaice puse de către Nexo Install Construct de 10 kW. Dar partea cea mai tare la mașina asta este spatele. Deci doar uitați-vă cât de frumos este spatele și ce bine este conturat de către LED-ul acesta. Dacă e un accesoriu care mi se pare absolut esențial pe un Model 3, mai ales pe modelul acesta vechi, este stopul în partea din spate. Arată demențial, mai ales cu kitul acesta. Culoarea se cheamă 3M Dark Satin Grey. Este o culoare care mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că este mat de fată. Și mai e un alt accesoriu pe care vreau să vi-l arăt, pe care l-ați mai văzut probabil pe la mine, mai exact volanul. Așa arată interiorul în Tesla Model 3. Acesta este volanul nou. Aici se pune suportul de telefon și mașinuța cred că are undeva la 30.000 de kilometri. Poți să faci cam 350 de kilometri real autonomie, dar o să facem o altă chestie acum și nu o să oprim nici recul. Mai exact, după ce oprim pozițiile la mașina asta, o să dăm o fugă până la spălătorie, pentru că vreau neapărat să spăl mașina și să vă arăt exact așa cum trebuie. De ce BMW seria 4? O să vă spun imediat, dacă reușesc să și pun suportul ăsta, pentru că... Ce are, mă, frate? Nu merge? Deci ăsta merge doar când vrea el. Ok. De ce BMW seria 4? Revenind la întrebarea veșnică, când puteai să-ți iei cu banii ăștia un seria 8
cum și-a luat Dima, spre exemplu, pentru că este cam în aceiași bani. În primul rând pentru că ai tehnologie nouă și ăsta e un lucru pe care eu l-am luat în calcul în momentul în care am făcut mașina asta. Tehnologie mult mai nouă, este mult mai bine dotată și ceva mai puternică. Pentru că eu unul nu mi-aș fi cumpărat sub nicio formă. Ce nu mi-aș fi cumpărat? Stați un pic, e foarte greu să vorbești 20 de minute constant fără să te bulbui, dar asta este provocarea. Și o să o facem pentru că mie îmi plac provocările. Stați că vă iau acum de aici, pac, și vă montez aici. De ce mă întrebi? Și ce? Vi se pare că stați cu capul în sus? Nu e nicio problemă că vă întorc. Pac, v-am întors, da? Și un pic de zoom și asta e. Putem să ne și jucăm un pic, nu trebuie să fim neapărat, să nu ne abatem de la regulă, da? Dar ce o să facem în schimb? O să închidem ușa de la garaj și o să ne capotăm, pentru că o să ne decapotăm, pentru că e vremea perfectă afară. Deci sunt 20 și ceva de grade și o minunăție. E o minunăție să te plimbi cu mașina asta pe vremea asta și imediat ne decapotăm. Ia uite, băieții și-au făcut banc de lucru aici de metal, pentru că urmează să facă toți etrierii. Și eu unul abia aștept să văd cum evoluează casa. În momentul de față lucrurile se mișcă extraordinar de bine. Salut, salut. Dar eu unul, sincer să vă spun, vreau să mă decapotez un pic, să-mi pun ochelarii, bam. Și pe lângă asta, ce o să mai facem? O să deschidem bariera. Deci e enorm de greu să tot să gestionezi toate lucrurile astea în timp real, să le faci astfel încât, ia să vedem dacă se leagă. Se leagă, mă, frate. Vă rugăm, reveniți. Asta e partea bună. Hai că pun asta un pic așa momentan, până la spălătorie. Deci vă iau cu mine până la spălătorie, repede, pentru că trebuie neapărat să-i dăm un jet. Este foarte murdară, nu murdară. Și vreau să vă arăt așa un pic mai bine, știi? Să vedeți mașinuța asta așa cum trebuie. Ce să vă zic? Să vă zic de Tesla? De ce nu mai vreau să țin Tesla? Băi, sincer, chiar aș vrea să o țin, pentru că îmi place enorm de mult cum a ieșit. Mi se pare că e o mașină foarte frumoasă, o mașină acum în situația în care arată, adică în stadiul în care este a mea. Mi se pare că arată foarte bine și pe lângă asta ai performanțe extraordinare. E mai rapidă ca asta, este mult mai rigidă, într-un fel, pentru că are jante pe 20, lucru pe care tot îl iau în calcul și mă gândesc, bă, oare ar trebui, aș avea nevoie să pun jante pe 20 pe mașina asta? Hai să dăm un pic pe sport, să ne bucurăm și noi de ea. Hai să ridicăm geamurile ca să nu ne bată vântul în freză. Ia să vedem. Da, mă, da. Da, mă, da. Ah. Bă, deci cum e vremea asta acum, nu vă imaginați. Eu unul sunt bucuros tare rău de tot că a plouat și că în același timp sunt și un pic trist, pentru că totuși construiesc o casă și ieri, undeva pe la ora 2, așa, am turnat fundația. Adică am turnat radierul, nu fundația, betonul mort din fundație. Și vreau să vă zic, când am văzut pe la 7:30-8 că s-a pus pe ploaie, bă, fraților, dar nu ploaie, o ploaie din aia groaznică rău de tot, adică a rupt ploaia, decât la un moment dat mă întrebam, zic, bă, dar ce fac? I-am scris șefului de șantier lui Ilie, zic, Ilie, ce facem că e ploaie rău de tot, rupe lemnul, n-am apucat să-l acoperim, zic, ce ne facem? Zic, ai noroc, așa se zice în momentul în care... Doamne, cât de frumos toarce. Nu știu cât de bine se aude, dar sincer îmi place extraordinar de mult cum se conduce mașina asta. Și revenind totuși la scurta comparație între BMW seria 4 și 840i, pentru că fratele Imogen vrea în curând să-și cumpere mașină de la Plus Auto și tot discutam, bă, ce fac? Îmi iau seria 8, îmi iau seria 4. Și până la urmă el s-a hotărât pe seria 8 și îl înțeleg, sincer, nu-mi fac nici măcar cea mai mică, nu mi se pare neapărat sau sunt deranjat de faptul că vrea să-și cumpere seria 8 și mi se pare o mașină care, da, arată foarte frumos, dar mie îmi place tehnologia foarte mult și pentru mine faptul că mașina asta are tableta asta uriașă, are motor mild hybrid, pentru că
pe 840i, tu ai un motor normal, nu e mild hybrid, și pe lângă asta ai și ceva mai puțin cai, undeva la 320 de cai în comparație cu asta care are 374. Mă rog, unde uneori pe alte site-uri scrie 382, n-am înțeles exact care e duma, dar ce pot să vă spun este că are mai mulți cai, cu siguranță, da? Hai că am ajuns și la spălătorie. O tragem frumos aici, după care dăm un jet rapid, ne capotăm înainte de toate. Pentru că vreau să vă prezint un pic mai bine și mașina e murdară momentan și n-aș vrea totuși să vă prezint în stadiul ăsta. Vreau să vă arăt câteva detalii despre ea și o să discutăm în continuare și despre garaj, pentru că am o bicicletă extraordinar de frumoasă cu care probabil o să facem un alt video. Stai să văd ce am făcut cu banii. Am bănuți aici, avem. O să facem un alt video în care o să discutăm și despre bicicletă, se cheamă Orbea Orca și este full carbon, da? Bun, hai să spălăm căruța, să vedem unde am pus mânerul și vă iau de aici, pac, iarăși, și vă pun aici. De ce mă întrebi? Gata, tot. Ia uite ce repede m-am mișcat, ați văzut? Asta e partea cea mai dificilă, toată coordonarea. Dar noi o să facem așa, ca să fie lucrurile cât se poate de apetisante. O să vă las fix aici. Pac. O să vă las fix aici și eu, în timpul ăsta dau jet repede. De fapt stai așa că nu e așa, că trebuia să mergem să luăm fise mai întâi. Au scumpit ăștia fisele aici, le-au făcut de 5 lei fisa. Mamă, uneori nu sunt cel mai stângaci, aș putea să spun. Când vine vorba de creare de conținut, nu sunt stângaci, îmi place enorm de mult, dar când vine vorba de fisăraie și de chestii de genul ăsta și de manevrat toate lucrurile astea, în timp ce vă și explic de ce mașina asta pentru mine, aș putea neapărat să spun că e cea mai bună mașină, dar îmi place mult mașina asta, mai ales în stadiul în care este în momentul de față și cum am făcut-o eu, da? O să vedeți mai multe detalii în curând. Dăm aici clătire cu înaltă presiune, super spumă, aș vrea totuși. Și hai să-i dăm jet. Repede. Dar spuneți-mi și voi, că nu vi se pare că arată șmecher. Îi dăm așa repede o curățare, pentru că nu este foarte murdară. Dar nici nu vreau să vă arăt chiar așa un pic jegoasă. Vreau să vă arăt exact așa cum trebuie. Copertina o să încerc să nu dau apă pe ea, pentru că vreau să o decapotez în timp, în drum spre plus. Și cred că e suficient, sincer. Mamă, cea mai mare provocare când te îmbraci și ești gata de treabă este să nu te murdărești. Poate că o să iasă puțin mai lung clipul ăsta, dacă vă place seria asta și vreți să mai vedeți genul acesta de clipuri, chiar vă rog să-mi spuneți, pentru că eu unul sunt entuziasmat de modul ăsta de a filma și mi se pare că e cu totul altceva. Hai să mai revenim totuși să mai discutăm, lăsând un pic aici fisele, pac, să vedem ce am mai spus, pentru că mi-am mai făcut aici două, trei chestii pe care vreau neapărat să le ating. Și mai exact, ce fac pentru Plus Auto, pe scurt. Pentru că foarte mulți probabil n-au înțeles și aș vrea să lămurez lucrul ăsta. Sunt director de marketing, cred că de 3 ani jumate sau 4, cred că s-au făcut 4, la Plus Auto. Și în primă fază, în momentul în care am ajuns strict pentru a face poze și filmări pentru Instagram. Am văzut potențialul, am văzut ce aș putea eu să fac acolo, pentru că mi-am dat seama, pentru că sunt mult mai multe lucruri pe care aș putea să le fac. Și am făcut un plan, am făcut o strategie pentru asta, care a fost și aprobată și în același timp am evoluat foarte mult. Am început să fac din ce în ce mai multe lucruri ce țin de partea de dezvoltare de business și de marketing oarecum, după care la un moment dat am ajuns până în punctul în care am început să coordonez toată activitatea de marketing. Lucru pe care îl fac și acum, băgăm aici repede o fisă. Cred că cu o fisă ar trebui să mă descurc, clătire cu înaltă presiune. Asta e primul lucru pe care îl fac, adică sunt foarte multe persoane care încă mă întreabă: domnule, dar care e de fapt rolul tău la Plus Auto, ce faci acolo?
cu asta mă ocup. E mult mai mult decât partea de marketing, sincer. Este și dezvoltare de business. Și eu cred că a ajutat foarte mult ceea ce am gândit eu. Uite că băieții de la Color Tuning au dat și i-au făcut un tratament. Și apa nu prea stă pe ea acum când o spăl, lucru care mie îmi place foarte mult. Nu știu dacă trebuia să o spăl neapărat, pentru că acum, spălată fiind, nu mai pot să o decapotez chiar de tot. Și aș fi vrut totuși să mergem spre sus și să vă povestesc în timp ce mergem decapotat despre toate responsabilitățile pe care le am și ceea ce fac mai exact. Hai că îi dau repede un jet ca să nu vă țin foarte mult aiurea. Și o să vă spun și de ce eu în continuare cred că Tesla este o mașină superbă, dar momentan am decis ca această mașină să fie mașina mea principală, mai ales că am început să construiesc a doua casă, casa Ari este cea pe care probabil ați și văzut-o și aceasta este seria principală pe care vreau să o fac pe canalul acesta. Am nevoie de bani și pentru că am nevoie de bani, una dintre ele trebuie să plece. Nu sunt miliardar, nu sunt încă la nivelul lui Dorian, astfel încât să-mi permit să țin două mașini care să stea degeaba. Cu toate că îmi plac amândouă enorm de mult, una dintre ele trebuie să plece și acea mașină va fi Tesla. Tesla mea Model 3, cu care am făcut foarte multe lucruri și care mi-a plăcut enorm de mult. Am fost cu ea inclusiv până în Tasos, dar cu mașina asta deja am făcut mult mai mulți kilometri. Am fost în Croația și mi-a plăcut extraordinar, mai ales că am prins o vreme destul de ok. Adică vremea chiar a fost bună. Și uite așa, ia vezi că mă încadrez cu o fiță. S-o spăl repede. O să vă spun imediat, o scot de aici și vă arăt două, trei detalii despre ea. Colantul, cum se cheamă culoarea, este de la Innozetec. Sper să se audă bine. Bun, la fix, gata. Hai că s-a terminat. Nici nu-i mai dau altă fisă că e suficient. Se vede foarte bine acum. Luăm fisele și ne vedem de treabă în continuare, da? O să o scot de aici, să vă spun două, trei chestii despre ea. Deci, s-a udat asta camera? Nu, suntem bine. Sunteți curați. Așa, hai să o tragem în spate aici să vă arăt repede două, trei detalii despre ea. Încă o dată vreau să vedeți volanul ăsta. Deci volanul ăsta e ceva wow. Chiar e ceva wow. Volanul e de la Viva Sileder, momentan nu a apărut. Este volan original de BMW, volan OEM. Mi-ar fi plăcut să-l cumpăr direct de la BMW, dar din păcate nu este. Și atunci am făcut noi o retrofit, dacă vrei să-i spunem așa, și am adaptat volanul vechi cu comenzile noi pe volanul acesta. Bun, hai să-i punem pozițiile și să vă spun două, trei detalii despre mașina asta și de ce eu zic că în continuare BMW-ul e rege, tată. BMW-ul e BMW, chiar și în ziua de Paște. Și fiți atenți. Asta este mașina, da? BMW seria 4 G23, 3 litri benzină. Am făcut prezentarea integrală pe canalul meu de YouTube împreună cu Dorian. N-are rost să mai prezentăm încă o dată. În schimb, o să vă prezint modificările pe care le-am făcut. Și începem așa. Colantul exterior se cheamă Urban Green. Hai să scoatem și asta, pentru că până la urmă așa se vede mult mai bine. Colantul exterior se cheamă Urban Green de la Innozetec. A fost montat la un atelier de rapuri. A fost montat la un atelier de colantări numit Color Tuning. Kitul de fibră de carbon, inclusiv grila frontală, bara față, pentru că vedeți și bara aceasta aici, da? Este de la ASM Tuning, iar bara față mi se pare că arată extraordinar. Deci e ceva senzațional, sincer, cum arată grila asta frontală. Foarte mulți mi-au scris, domnule, dar neapărat în situația în care îți faci grila asta, ar trebui să o faci și activă și să o lași deschisă permanent. Nu vreau să fac lucrul ăsta pentru că dacă mașina așa funcționează, de ce să mă joc eu cu treburile astea? Adică chiar nu văd rostul, sincer. Bun, uitați-vă un pic din lateral, așa, cât de frumos arată. Mie unul mi se pare că arată senzațional. Este la fel de adevărat faptul că ar merge niște jante pe 20 și ar merge un pic coborâtă, poate chiar scoase un pic mai în lateral roțile, dar nu vreau să umblăm la ciclistică, la ce vreți voi, da?
Praguri laterale din fibră de carbon tot de la ASM Tuning, capace de la ASM Tuning. Jantele sunt cele originale cu etrier roșii de M, iar spatele e cu totul altceva, spatele ăsta. Deci neapărat trebuie să-l vedeți, pentru că în primul rând difuzorul are aripioarele astea pe care în mod normal nu le ai pe mașina asta, aripioare care sunt practic similare cu cele care le găsești pe M4, și de asta spuneam că din punctul meu de vedere la ora actuală nu rentează să-ți cumperi un M4. Mai degrabă ții un M440i pe care ai un motor mild hybrid rezonabil de 3 litri cu aproape 400 de cai. Tu dacă îi faci stage 1 la asta și pui țeavă goală, îi anulezi nu știu ce nebunii, că mi-a mai zis cineva, poți să-i faci lejer 500 de cai fără să te coste prea multe lucruri și fără să ai prea multe bătăi de cap. Lucru pe care eu nu văd rostul, sincer, mai ales în situația actuală. Pentru că mă dau cu toate mașinile posibile și imposibile la Plus Auto și mașina asta pentru mine este arhi suficientă. Este decentă, este rezonabilă, este ușor de manevrat, nu este costisitoare, adică chiar consumă mai puțin, aș putea să spun, decât GLC-ul. Iar consumul pe care eu l-am scos atunci când am fost în Croația, deci am mers până cu mașina asta până în Croația și înapoi, a fost un drum extraordinar de frumos, vreo 4.000 de kilometri adunat, iar consumul pe această distanță a fost de 7,5. Între 7,5 și 8,2, pe acolo. Bă, ce poți să vrei mai mult de atât? Adică chiar nu înțeleg de ce ai nevoie de mai mult decât de 400 de cai pe genul acesta de mașină. Nu este la fel de rigidă, v-am spus, nu este la fel de rigidă ca Tesla, dar nu ai nevoie. Încă o dată, volanul nou, cu tableta nouă, pe care am pus folie mată. Tot băieții de la Color Tuning m-au ajutat și cu folia asta. Ce am mai făcut? Am pus badge-urile acestea negre, pe care nu le aveam, și capacele de BMW plutitoare. Capace care stau tot timpul în loc. Hop! Și logo-ul stă frumos, ca la Rolls, da? Așa mi-am luat un pic și din Rolls, am luat un pic și din BMW și am făcut o mașină care arată extraordinar de frumos și mie, sincer, mi se pare cea mai frumoasă mașină pe care am avut-o până acum din garajul meu, cu toate că și X5-ul mi-a plăcut enorm. Deci mi-a plăcut foarte mult X5-ul E70 și am făcut și o mulțime de kilometri cu el. Avantaje Tesla. Păi avantajele la Tesla ar fi ca în felul următor. În primul rând, ai costul de întreținere, care este practic inexistent, pentru că mașina asta nu are nevoie de niciun fel de întreținere în comparație cu BMW-ul, care mai are nevoie de mici chestii. O să facem altceva, o să facem vlogul ăsta un pic mai lung, pentru că vreau să vă mai povestesc câteva avantaje și de ce eu cred că Tesla este în continuare o mașină extraordinară din punct de vedere al ownership-ului și al faptului că dacă vrei o mașină cu care să nu-ți bați capul, nu există mașină mai bună sau care să-ți ofere mai multe avantaje decât Tesla. Schimbăm cadru, dăm un zoom și hai să plecăm spre Plus. Bun. Stai să-mi trag și eu un pic respirația, că nu mai pot. Așa, bun. Alte avantaje. Deci întreținere, nu ai niciun fel de întreținere. Avantaje BMW. Poți să-ți o alimentezi de oriunde, este foarte ușor de reparat în absolut orice service. CarPlay-ul funcționează, pentru că pe Tesla nu ai CarPlay și este totul la îndemână, este totul, ai butoane. Lucru care foarte mulți țin pe lucrul ăsta, eu nu pot să zic neapărat că mă încurcă ceva la Tesla, dar este la fel de adevărat faptul că mi-ar plăcea uneori să mai am butoane suplimentare în plus. Bun, nu o decapotăm acum pentru că e posibil să ne umplem de apă și nu vreau să facem lucrul ăsta. A plouat pe aici pe undeva, n-a plouat, nu? E bine. Așa, cu bicicleta aș vrea să facem o altă chestie în momentul în care o să mai facem 2-3 vloguri. Mai exact, aș vrea să dăm o tură prin oraș în timp ce vă povestesc un alt subiect pe care eu vreau să-l abordez. Așa, ce îmi place cel mai mult la BMW? Hai că vă spun ce îmi place cel mai mult. Îmi place cel mai mult faptul că mașina aceasta stock are performanță extraordinar de bună. Se aude suficient, deci pe Andra chiar o deranjează în momentul în care merg cu mașina asta. Nu-i place deloc faptul că
se conduce cum se conduce și că este un pic zgomotoasă. Cu toate că atunci când merg cu ea o țin 90% din timp pe Eco Pro, nu o țin pe Sport sau pe Sport Plus. Cum îmi place mie să-i mai dau așa un pic, să se mai audă, să mai simți și tu că trăiești, știi? Că despre asta e vorba până la urmă, de asta îți cumperi genul acesta de mașină. Până la urmă este o mașină extraordinar de frumoasă. Mi-aș cumpăra din nou Cabrio dacă ar fi să-mi cumpăr, sau mi-aș lua Coupe-ul sau M4, pentru că aș fi putut clar în banii ăștia să-mi caut un M4. Adică dacă m-aș fi chinuit, probabil aș fi găsit. Nu știu dacă ar fi fost varianta cea mai bună, pentru că ar fi fost un M4 rulat, dar cu siguranță ar fi existat posibilitatea ca să găsești un M4 rulat, știi? Bun, două secunde să ne intrăm în rând, e un pic de aglomerație pe aici. Cel mai mare avantaj la mașina asta, acesta este din punctul meu de vedere, că este super ușor de servisat, este o mașină la care găsești piese peste tot, nu ai niciun fel de problemă să o repari și pe lângă asta este o mașină care, eu zic, arată bine. În comparație cu Tesla, să știți că și la Tesla am văzut că se mai întorc oamenii așa după ea, se mai uită, dar nu la fel de mult ca la BMW. Am reușit să-i fac un design foarte mișto, mie unul îmi place enorm de mult cum a ieșit și mi se pare că am lovit-o la fix culoarea asta. Chiar nu mă așteptam, adică am avut emoții așa un pic între Urban Green-ul ăsta și alte nuanțe, chiar mă gândeam la un moment dat să fac aceeași culoare ca pe Tesla. Pentru că nu eram 100% sigur că e exact ceea ce trebuie. Mai citeam în comentarii, ziceau oamenii acolo, arată ca voma de bebeluș, arată ca mazărea, ca nu știu ce, wow, ce culoare oribilă. Dar oamenii pasionați de mașini, când au văzut culoarea asta, întotdeauna mi-au dat un feedback pozitiv. Și atunci pentru mine asta a fost suficient. Și eu, în momentul în care mă uit la mașina asta, îmi place enorm de mult. Îmi place felul în care lucește colantul pe ea, pentru că este un colant ultra gloss în comparație cu alte branduri, cum ar fi, nu știu, 3M sau Oracle și așa mai departe, unde nu ai glossul acesta sub nicio formă. Este cel mai lucios colant disponibil pe piață la ora actuală. Este de la Innozetec, după cum vă spuneam, nu este cel mai bun din punct de vedere al montajului, dar mie unul mi se pare senzațional cât de bine arată. Ce urmează? Păi ce să vă zic, momentan eu unul sunt împlinit. Este o perioadă foarte interesantă și obiectivul meu este să ajung cel mai mare creator de conținut auto din România. Dacă voi reuși să fac treaba asta, rămâne de văzut, dar cu siguranță, cu ajutorul vostru, aș putea să fac asta. Dacă nu v-ați abonat, ați putea să o faceți, pentru că asta este tot ceea ce mă ajută să merg și să fac clipurile acestea în continuare și să vă arăt un pic din viața mea. Poate pentru unii poate părea plictisitor, poate pentru alții arată, nu știu, e ceva interesant de văzut, așa că vă încurajez, dacă n-ați făcut-o deja până acum, să ne lăsați și un comentariu legat de întrebări, nu știu, despre mașina asta sau inclusiv cu Casa Ari, Casa Pablo și așa mai departe. Ce aș vrea să vedeți în continuare, pentru că începe să-mi placă jocul ăsta, da? Regulile jocului vi le-am spus. 20 de minute fără oprire, timp în care noi practic abordăm un subiect care poate fi interesant, poate fi plictisitor pentru unii. Din titlul videoului ar trebui să îți dai seama dacă video-ul ăsta este pentru tine sau nu.